EMAG Backstage trebuie să ții minte din toată asta. EMAG Backstage se cheamă? Astfel prezint și pe Bogdan. Da, da, primul invitat okay, este aici bine. De față cu mine. Vrei să prezinte-o? Bună, sunt Bogdan și sunt aici împreună cu Delia pentru a vă prezenta un nou concept pe care l-am lansat în EMAG. EMAG Backstage. Vă prezentăm colegii noștri. Da, am înțeles. Ok. Da, nu o să fiu prezentatoare TV. Ba, da, o să fiu. Ok, gata sunt. Bună, sunt Delia și sunt gazda ta în EMAG Backstage, locul în care vrem să-ți prezentăm cum e viața în EMAG. E un concept nou în care vrem să ne jucăm și să-ți arătăm cum sunt colegii noștri și abia aștept să-i cunoști. Primul meu invitat de astăzi este Bogdan Axinia, el este Managing Director la EMAG Ventures. Bună, Bogdan! Bună, Delia! Mă bucur să fiu aici. Și eu la fel și chiar noi ne știm de multă vreme. Sper să fie o discuție cât mai informală și să spui tot adevărul. Adevărul și numai adevărul. Hai să începem cu cariera ta, pentru că ai ceva experiență, nu o să zicem cât ca să nu ghicească vârsta, dar... Da, dacă tot punem pe LinkedIn, se poate ghici exact. Destul de ușor care e vârsta mea. Exact. Cum ai început? Da, dacă tot vorbeam de vârstă, trebuie să începem din anii 80. Fiind născut în nordul Moldovei, la țară, ne prea având Facebook, YouTube, nici măcar televiziune, atunci am citit foarte mult, citeam toate ziarele posibile și imposibile, așteptam mașina poștii ca să citească și asta mi-a dezvoltat o curiozitate destul de mare în timp, cred că este unul din principalele mele aturi, ceea ce a contribuit la cariera mea profesională de până acum. Și curiozitatea asta m-a dus dintr-un job în altul. Am început ca dezvoltator acum foarte mulți ani, 20 de ani am, de când am început ca dezvoltator. Dar ai scris cod? Am scris cod. Nu am fost cel mai bun la scris cod, de-aia m-am făcut manager, dar se pare că e o calitate a unui manager să nu scrie cod foarte bine. Am scris cod acum 20 de ani, dar pentru că aveam curiozitatea asta de a înțelege produsul final și ce se întâmplă, am încercat tot felul de alte lucruri. Nu știam eu cum se cheamă atunci, că eram product manager, product owner sau business development, dar trecând în programare am trecut prin multe etape. Am fost și dezvoltator în EMAG cu 15 ani. Am stat o perioadă scurtă de timp aici, dar de ajuns încât să-i placă lui Radu Apostolescu din mine și să-mi tot zică Bogdan, hai în EMAG. După ce m-am lăsat de programare, am făcut lucrurile astea care aș putea spune că se cheamă Product Development, Business Development și la un moment dat am ajuns să conduc și o companie din zona de internet. Acum, cu aproape 10 ani în urmă, am venit la EMAG să propun un proiect de-al meu să fie introdus în marketplace. Erau 3 selleri în marketplace acum, nu știu, pe vremea aia. Acum cred că sunt 40-50 de mii în toate țările în care suntem prezent. Și Radu mi-a spus, hai vină la EMAG să te ocupi de marketplace. Mi-a propus Radu asta, am avut discuția cu Iulian. Iulian a povestit atunci foarte frumos despre planurile de viitor al EMAG. Atunci părea un pic utopic, spunea, hai că o să facem depozit de 100 de mii de metri pătrați, hai că o să fim în nu știu câte țări. O să ajungem la un miliard. Asta a spus-o din prima. Și am mai spus niște lucruri care mi-au plăcut foarte mult, cele legate de învățare continuă. Și mă întorc din nou la povestea mea, eu fiind curios din fire și dornic să învăț, să înțeleg lucruri noi, era pe loc să zic unde semnez. Care a fost primul job? Am fost manager de marketplace, dar eram de fapt me, myself and I. Singur om. Da, singurul om din departament. Acum avem peste 250 de colegi în marketplace. Da, 250 de colegi în marketplace. Dar ce a fost frumos a fost că în EMAG eram și 500 de oameni atunci când am venit. Deci, acum există departamente mai mari decât câți oameni am cu toții în EMAG atunci. Ce a fost foarte frumos că am crescut foarte repede și iarăși eu am putut să fac
multe alte roluri în EMAG. Eu știu doar de câteva zile ce ai ajuns să înveți în EMAG. Faptul că acum mă ocup de găsirea de noi companii, ventures de noi companii, cred că se datorează fix lucrul ăsta, că am reușit să înțeleg din aproape toate unghiurile cum funcționează un business. Am făcut marketplace de care povesteam, am făcut și puțin marketing, product development, tehnologie, Business development și acum când mă ocup de ventures, am fost norocos ca în 2020 să fiu aproape de Taz și de Same Day în momentul în care ele creșteau brusc. Deci, dacă ar fi să sumarizez cariera mea profesională, e multă curiozitate și câte un pic de noroc în fiecare pas. Ai lucrat și în alte organizații și sunt curioasă, care ți se pare ție că e lucrul care ne diferențiază pe noi de ceilalți? Acum că am intrat în al 10-lea an de EMAG, am și uitat cum e în alte organizații. În realitate, faptul că de aproape 2 ani sunt mai aproape de companiile în care EMAG a investit, mi-a permis să mă uit mai de deasupra. Mm-hmm. Cred că e cultura asta a învățării continue, a iterației continue pe care o avem în toate aspectele. Câteodată o mai dăm în bară și o mai simt și clienții noștri, dar reușim să ne revanșăm repede față de ei și să oferim produse de calitate. Se și vede, eu sunt unul din cei mai invocați din cei mai heavy consumatori ai EMAG, tocmai pentru că sunt foarte încântat de ceea ce am reușit cu toții în anul ăsta. Dar principiul ăsta de fail fast vine din tehnologie, nu? Vine din tehnologie și l-am asumat cu toții în EMAG, nu numai de fail, dar cred că mai important este de îmbunătățire. Nu? Da. Și știi că avem o vorbă în EMAG, spunem, când ne uităm la noi acum 3 ani, ne gândim ce proști eram atunci. Și asta e foarte... dovada faptului că suntem mai deștepți da, acum. Asta e dovada a faptului că am învățat și sunt convins că peste câțiva ani o să ne uităm la noi și spunem... Da, am mai învățat, ca să ne spunem ce proști eram. Asta e o vorbă care e în EMAG și care cred că cuprinde într-un fel esența EMAG-ului. Și e o energie, mai ales acum în perioada asta, e o energie în aer, vine Black Friday. Și chiar dacă nu mai suntem cu toții la birou, se simte, o simțim cu toții. Și asta, iarăși, e unul din lucrurile care ies în evidență în EMAG. Energia asta pozitivă de a construi. Uh-huh. Și iarăși, cred că suntem norocoși și eu și toți colegii. Suntem aici și construim ceva bun, interesant, atât pentru România, cât și în țările în care mergem. Absolut. Și acum, din ce am învățat în cadrul EMAG, reușim să dăm și către alte companii. Apropo de alte companii, eram curioasă ce îți place cel mai mult la jobul nou pe care l-ai. Fix lucrurile astea de care vorbeam. Cunosc foarte mulți oameni cu idei, cu dorință de a face lucruri, de a împinge lucrurile înainte, de a se dezvolta. Vin cu idei extraordinare de produse faine pentru piața din România sau pentru dezvoltarea internațională. Și asta nu face decât să mă încarce și pe mine de energie. Nu spun că e simplu, spun că e frumos din punctul ăsta de vedere. Toate vin cu mari provocări. Asta îmi place cel mai mult în momentul ăsta. Faptul că am de-a face cu niște oameni care au foarte multă energie pozitivă și care vor să construiască lucruri. Dacă ar fi să păstrezi un lucru în EMAG, ce ai păstra? Cred că e exact ceea ce vorbeam mai înainte. Energia asta pe care o simți invariabil când intri în contact cu oamenii din EMAG a fost un lucru amuzant la un moment dat. Avem reclame acum cu cât de nerăbdători ești să... Să vină colectul, cât de nerăbdător ești cu Genius. By the way, la Genius am lucrat acum, la stadiul incipient, am lucrat acum
6-7 ani e business case, da, bazele. Și unul din colaboratorii noștri zice, am văzut reclama voastră, vă reprezintă foarte bine, atât ca imagine exterioară, cât și din intern. Avem energia asta de a face lucrurile cât mai repede, de a le, de a le pune în mișcare și de a le face să se întâmple. Și ăsta e un lucru pe care nu l-aș schimba și nici nu cred că o să se schimbe la EMAG în curând. Și dacă ar fi să schimb ceva, ce ai să schimba? Cred că ar trebui să ne luăm mai mult timp să ne uităm la ce lucruri faine am făcut în trecut. Din nou, detașându-mă un pic de zi cu zi în EMAG, am putut să văd câte lucruri faine am construit. Pomeneam de Genius. Din postura de client e absolut amazing. Știu că acum suntem în îmbunătățire continuă, dar sunt multe alte lucruri pe care le-am construit de-a lungul timpului și la care cred că merită să ne uităm un pic și să le apreciem mai mult în intern. Acum, dacă mi-aș fi pus întrebarea asta anul trecut, aș fi zis că sediu. Dar între timp am renovat sediu, lucrăm hibrid, deci nu mai merge lucrul ăsta. Acum arată foarte bine sediu, mai ales când vin din când în când. De unde ți-ai energia? Ce pasiune ai? Am spus despre curiozitatea care mă... Și cititul ziarelor online, bănuiesc acum. Da. Cititul ziarelor online e un pic mai comod. De fapt, acum a devenit un pic copleșitor să-ți alegi sursele de informații de unde să-ți iei. Am reușit la un moment dat să găsesc un echilibru care sunt sursele la care mă uit și mă informez pentru ce am în munca de zi cu zi, dar și pentru ce o să se întâmple în viitor, care sunt lucruri normale, din nou, întorcându-mă acolo. M-am trezit, nu prea aveam să fac la țară în anii 80, am jucat mult fotbal. Deci am rămas cu plecarea asta pentru a mă uita la sport și am mai face sport, am mai ieșit cu bicicleta, am mai cățărat pe munte. Nu atât de des pe cât îmi doresc, dar it's... Apropo de asta, tatăl meu îmi povestea tot așa, a crescut la țară pe lângă Făgăraș, că alergau când erau copii după mașini să miroasă fumul de eșapament. Da. Alte vremuri cu totul. Cu totul și cu totul alte vremuri. Era o singură marcă de mașini, era un singur post de televiziune. Acum suntem în partea cealaltă, cu mult mai multe opțiuni. Ce te entuziasmează în perioada asta? Cred că avem o perioadă la care o să ne uităm peste câțiva ani, în care o să vedem că s-au făcut niște schimbări majore în felul în care muncim, în felul în care ne petrecem timpul, în felul în care ne facem cumpărăturile. Și suntem fix în perioada aia, de la începutul anului 2020. Sunt niște schimbări majore care sunt aici să rămână. Asta e, cred că e un lucru extraordinar, că reușim să fim prezenți aici și câteodată chiar să-i mai dăm contur, adică să mai reușim să schimbăm asta. Cum e food delivery? A venit, este aici și va rămâne. E un obicei în care vedem valoarea adusă clientului. Munca remote sau întâlnirile remote, munca hibrid. Iarăși, ea aici va rămâne pentru totdeauna, ne schimbă pentru totdeauna felul în care muncim. Și sunt mult mai multe aspecte care se întâmplă în perioada asta și care mi se par extraordinare. Și preocuparea mea e să fiu conectat la ele și să găsesc companiile în care să investim și... să fim acolo, să-i ajutăm să crească. Da, absolut, sunt de acord. Cred că trăim niște vremuri care o să schimbe fundamental modul în care lucrăm, în primul rând, și care o să se predea în cărțile de management. Și mi se pare într-adevăr fain ca oportunitate pentru tine în jobul pe care l-ai să găsești startup-urile. Dar și pentru tine e extraordinar faptul că și acum, na, ca între prieteni o spun și iarăși privind din, ce s-a întâmplat în EMAG în perioada în care am făcut shift-ul brusc de la prezență fizică la online, a fost extraordinar cum ați reușit să faceți comunicarea și cum ați pregătit conținutul, explicarea către oameni ce se întâmplă și cred că a oferit, ne-a forțat
fix ce spuneam eu, să ofere mai multă transparență și să ofere puțin mai multă recunoaștere a ceea ce facem noi intern bine. Este unul din lucrurile mari pe care le-am câștigat, deși era foarte simplu și înainte, la îndemână, să spunem, hei, am făcut asta, uite, am mai deschis un showroom, uite, am lăsat EMAG Genius. Nu era mare lucru de spus, dar acum, fiind forțați de lucrurile astea, le-am spus și sunt aici și rămân și cred că ajută foarte mult în EMAG și în alte organizații. Și pentru toată lumea, ținând cont că suntem așa de mari, înțeleg rolul fiecărui în mecanismul ăsta mare care e mag. Știu că tu ai fost plecat de multe ori în state și la cursuri, la conferințe, te-ai întâlnit cu cei din fondul de investiții. Cum crezi că o să ajungem și noi ca în Silicon Valley? Adică care e așa visul tău legat de piața din România și de mediul de startup-uri de aici? Eu sunt aici pentru că sper să ajut să mai facem câteva companii de miliarde de dolari plecând din România. E clar că am evoluat foarte mult în ultimii ani. Mai vorbesc cu oamenii din piață, eu sunt relativ nou. Spun că condițiile sunt total diferite. Se creează un întreg ecosistem, atât în România, cât și în țările din jur. Există bani, există oameni care au căpătat experiență, cum suntem noi, care am căpătat experiență, ce înseamnă să vorbeam de un business de 500 de oameni, câți oameni suntem acum? Suntem peste 6.000. Exact. Asta e unul din lucrurile extrem de importante pe care noi le avem și putem să-l punem pe masă, să scalez așa de repede o organizație și un business și experiența asta care s-a acumulat la câteva filme din România și apoi oamenii care au fost în filmele astea se duc către zona de startup, cred că e benefică. Și eu văd că avem șanse mari. Nu neapărat la nivelul de Silicon Valley, dar viitorul arată bine. Poate Silicon Valley-ul Europei. Da. Cred că e un termen care a avut partea lui de glorie. Cred că se extinde destul de mult acum. Inclusiv Europa vine din urmă în ceea ce înseamnă startup-uri de succes. Atât cele care ies foarte mult în evidență, dar nu numai atât. Uh-huh. Și ca număr și ca investiții. Super. Sunt sigură că o să primim comentarii și întrebări legate de cum te pot contacta cei care poate au o idee sau un startup. Cel mai simplu e fix unul din mediile în care suntem prezenți. Pe LinkedIn mă găsiți. Numele Super. Meu nu e Eu mai spun o dată la final. Dar dacă căutați Bogdan Axinia EMAG pe LinkedIn, nu o să găsiți doi. Asta e partea Super. Bună. Super, mă bucur. Deci e simplu, scrieți-mi un mesaj. Vă pot spune rapid dacă nu e de interes pentru noi. Și am o ultimă întrebare, cumva în registru fan. Care e cel mai amuzant lucru pe care l-ai auzit despre EMAG în viața ta ești aici? În viața mea de când sunt aici. Pentru mine de acum a devenit amuzant, deși la momentul ăla tot vorbeam de Black Friday, n-a fost amuzant. Acum mulți ani, acum cred că 7 ani, la unul din Black Friday, am reușit să greșim prețurile grav. Și multă lume a crezut că e o campanie de marketing. În realitate a fost ca la un accident de la de avion. S-au întâmplat vreo 7-8 lucruri în același timp, sau unul după altul, ca să fie posibil să apară prețurile alea. Și de fiecare dată sunt întrebat, lucrez la EMAG și cum e cu prețurile alea greșite? Așa a fost campania. Aoleu, nu. Numai campanie de marketing n-a fost. Dar lucrurile astea s-au întâmplat și sunt convins că o să mai întâmple. Se întâmple la case mari ca EMAG și la case și mai mari decât EMAG. Da, chiar de curând. Chiar de curând am niște lucruri, corect. Super, păi îți mulțumesc super mult că ai venit și că ești și primul nostru invitat. Abia aștept să ne revedem dacă o să avem și reacții pozitive întrebări. Oricând sunt disponibil pentru o discuție așa de deschisă. Și dacă sunt întrebări, răspund cu drag din nou. Eu pot să mai stau, să mai fiu natural, cum mi-e îmi place. Și oricum, dacă mă întorc acum...